Candidatul ARD pentru funcția de senator în Colegiul 2 Suceava, Gheorghe Flutur, s-a întâlnit cu locuitorii comunei Ciprian Porumbescu. Flutur a fost însoțit la întâlnirea electorală de candidatul ARD pentru funcția de deputat, Vasile Ilie, și de primarii comunelor Ilișești, Stroiești și Ciprian Porumbescu. Primarul comunei Ciprian Porumbescu, Dumitru Nimițean, a declarat că susține la aceste alegeri din 9 decembrie echipa ARD, infirmând declarațiile lansate de USL. Alianța România Dreaptă. Și ca să știi, pot să dea chiar pe postul, nu putea să-mi trucheze discursul meu. Este un discurs drept, cinstit și onest. Oamenii care aleg, am spus atunci, să leagă de inima. Inima este semnul electoral al alianței. De aceea, mai mult nu vă pot spune decât să veniți cu toții la vot pe data de 9, cât mai mulți, și să alegeți cu inima. Vă cer un vot la alegerile din 9 decembrie pentru domnul Gheorghe Flutur și un vot pentru domnul Vasile Ilie. Candidatul ARD pentru funcția de senator, Gheorghe Flutur, a cerut locuitorilor din comuna Ciprian Porumbescu un vot pe data de 9 decembrie pentru a continua investițiile în localitate. Flutur a menționat că Ciprian Porumbescu are în continuare foarte multe proiecte de realizat. Venim astăzi și mulțumesc primarului Nimițan pentru sprijinul acordat, pentru că trebuie să știți că și Mitruț Nimițan nu poate face singur multe lucruri. El este un om harnic, un om care nu calcă de două ori într-un loc. Cu el am demarat multe proiecte. După 4 ani de mandat de președinte al Consiliului Județean și la Stupca, dar în întreg județul, dacă observați, și dușmanii recunosc că s-au făcut foarte multe. Încă o dată vă cer un vot pentru data de 9 decembrie. Eu am să mai vin în perioada următoare și vă mulțumesc că ne primiți. Dumnezeu să vă ajute și gândul cel bun. În mijlocul locuitorilor din comuna Ciprian Porumbescu s-a aflat și candidatul ARD pentru mandat de deputat în Colegiul 3, Vasile Ilie, care a cerut locuitorilor să dea un vot în 9 decembrie pentru fapte și nu pentru vorbe. Eu vă rog și vă invit ca pe 9 decembrie să veniți la vot și să dați un vot corect, cu mintea și cu inima. Pentru că dumneavoastră puteți cântări lucrurile bine, cele pe care noi le-am făcut, și să ne dați votul. Vă așteptăm cu toată încrederea și Dumnezeu să ne ajute. Primarii aflați alături de Gheorghe Flutur în comuna Ciprian Porumbescu au declarat că susțin candidații Alianței România Dreaptă. Sunt membru a echipei Gheorghe Flutur, Vasile Ilie. Am venit să sprijinim faptele, iar nu vorbele aruncate în vânt. De aceea și Stroieștiul este alături de această echipă, care credem că va reporni cu inima România. Aceste două sate au fost rupte și izolate din motive bine cunoscute, sau dacă nu le știți, că dumneavoastră s-a izolat și a făcut din Ilișești, care era centrul comunei, după cum știți, să rămână în urma Stupcii. Am venit aici nu ca să vă spun, deci să fim din nou împreună și să susținem echipa domnului Flutur și domnul Vasile Ilie.